fetelor pentru ure. Mulțumesc și vouă tuturor celor care mi-ați urat un la mulți ani călduros în comentarii. Dar astăzi nu e vorba despre mine, e vorba despre mami. Cu care să încerc? Hai cu asta, fetiță. Băiețel, fetiță, băiețel, fetiță, băiețel. Uf, ce ești tu? Dar aș vrea să știu și nu mai am răbdare până la petrecerea de gender reveal. Îmi spui ce ești? Fetiță sau băiețel? Mulți îmi spun că sunt mai frumoasă. Vrei avea băiețel? Mulți îmi spun că am sarcina înaltă. O fi fetiță? Burta mea o fi țuguiată sau plată? Acum pare plată, de obicei e mai rotundă. Și gemeni? Nu am sigur. Așa că hai să continui. Fetiță, băiețel. Mami, hai mami, pe tine te așteptăm. Vrem să vedem ce ne spun predicțiile. Băiețel? Sau fetiță? Păi asta încerc și eu să aflu. Fetiță? Băiețel? Lasă mami florile, ce treabă au ele? Noi niște predicții interesante prin care poți să afli dacă ai fetiță sau băiețel. Hai mami, hai, ai încredere în noi. Fanii noștri abia așteaptă să afle ce ai tu acolo, inclusiv noi. Da, știu și eu o predicție interesantă. Se cheamă ecograf, dar am hotărât împreună să nu aflăm până la gender reveal. Așa e, mami, dar predicțiile noastre sunt populare și nu oferă o certitudine de 100%. Dar totuși, merită încercat. Abia aștept să vedem ce o să iasă. Băiețel sau fetiță? Apropo, voi ce credeți că este? Fetiță sau băiețel? Iar voi cei din familie, din ce echipă faceți parte? Eu sunt Team Girl, pentru că mi-aș dori o fetiță. Important e să fie sănătos, nici băiat nu mă supăr dacă este. Dar instinctul meu îmi spune că e fetiță. Instinctul meu îmi spune că e băiețel. Fetiță! Băiețel, ai deja o grămadă de fete. Da, mami, merit și eu un băiat. Aha, să înțeleg că voi sunteți Team Boy. Da, da, Team Boy, noi suntem echipa. Eu sper să nu rămâi doar cu negru și cu albuț. Vedem, vedem. Scrieți-ne în comentarii, voi vă doriți ca eu să am băiețel? Și dacă da, de ce? Iar dacă optați pentru fetiță, scrieți-ne care ar fi motivul. Gata, mami, fără flori, hai la predicții. Abia aștept. Băiat fetiță, ce-ați pregătit aici? Oh, wow! Câte lucruri! Ce aveți și stickere? Sticker pentru băiețel, sticker pentru fetiță. Iar predicțiile le avem aici, sunt 10 la număr, așa că nu ne rămâne decât să dăm curs provocării. Prima predicție, să o citească Marea. Ce? Eu? Forma burții. Spune că burta poate fi rotundă sau lată. Dacă e rotundă, vei avea un băiețel. Iar dacă e lată, vei avea o... fetiță! Deci să analizăm cum e burta mamei. Mara! Mara, uite-te! E rotund? Măi, ce rotund ea! Nu se vede burta din spate. Atunci înseamnă că e rotundă burta mamei. Deci, prima predicție este pentru... băiețel! Mami are un băiețel! Dar, un lucru foarte important pe care am uitat să-l spunem. La sfârșitul acestei provocări,
Aceste două dispozitive ne vor ajuta să aflăm sexul copilului, băiețel sau fetiță. Să fim atenți până la final, să vedem care din ele se va lansa. Deci după prima probă am băiat. Mai avem mult până la final. Vedem ce se întâmplă. Vreau să fie fetiță, pentru că sunt îmbrăcată în fetiță. Noi vrem băiat. Echipa pentru băiat. Noi vrem fetiță. 3 contra 2. Să trecem la următoarea. Lăsăm păpusa. Pofte. Mami, ce pofte de ceva? Acum nu-mi dau seama că am mâncat destul de bine. Ar trebui să mă gândesc. Am eu o idee. Te vom pune la încercare, mami. Marea, aduce trebuie repede, repede, repede. Acum. Da, da, am găsit. Avem chipsuri și ceva dulce. Jeleuri de la Sucus, foarte bune. Cu băiejenei, cu Coca-Cola și cu vierbișori. Mai sunt o grămadă de arome. Încercați-le, sunt așa de bune. Hai să vedem ce zici și mami. Da, va trebui să-i punem o măscuță. Da. O măscuță pentru mami. Îmi pare rău că nu le mănânc eu. Mami, ți-am adus o măscuță. Aha, deci trebuie să o port pentru proba următoare. Acari. Bun, măscuță de Crăciun. Și așa se apropie sărbătorile de iarnă. Abia aștept să vină Moș Nicolae. Hai, mami, te-am adus să miroși ceva dulce și ceva sărat. Hai, Mara, deschide ambalajele. Vreau și eu. Hai, Teo. Vreau și eu. Și Bri. Mami, nu o să-ți punem ordinea în care îți vom da să miroși. Așa că să vedem ce se întâmplă. De ce-ți va fi mai tare poftă, îți vom da. Și așa o să aflăm dacă mami are fetiță sau băiat. Așa că în 3, 2, 1... Lăsați-ne repede în comentarii ce credeți că o să aleagă mami. Sărat sau dulce? Numărul 1. Miroase delicios. Acum numărul 2. Miroase un pic cam împuțit. Păi pot să scot? Nu. Întâi hotărăște-te. La numărul 1 ce a fost? Dulce sau sărat? Cred că la numărul 1 a fost dulce și la numărul 2 sărat. Dar acum nu mă pot hotărâ de ce mi-e poftă mai tare. De obicei, pe sarcina asta am avut mai mult poftă de sărat. Dar a fost atât de apetisant numărul 1. Și asta e numărul 2. Ia. Chipsuri cu brânză, de asta am simțit miros de împuțit. Cu portocale. Jeleuri de la Sucus, foarte bune. Cu suc de fructe. Portocale. Cred că ar trebui să facem un challenge. Ce gust au? Dar să ne spui și ce gust au fiecare din ele. Am nimerit de portocală. Asta nu știu dacă de la mie sau măr verde. Măr verde, eu zic. Vreau să iau un păianjenel. Ai un verme pe tine. Rămâie. Noroc că-i predicția numărul 2 a fost pentru dulce. Deci asta înseamnă că mami are murtică. O fetiță. Fetiță numărul 2. Hai că e interesant. Îmi place acest challenge. Să trecem la predicția cu numărul 3. Mai ales dacă avem jaleu. Teo, o citești tu? Da. Hai să vedem. Grețuri. Mami, ai avut grețuri în sarcină? O grămadă. Și asta ce înseamnă? Încă nu vă aduceți aminte? Ce ai pățit, mami? Mara, ce au căpșunile? Fructe de pădure. Predicția că mami încă are grețuri ne spune că e fetiță sau băiat. Fetiță, tati, fetiță.
Da, grețurile apar în sarcinile cu fetițe. Tam-tam. La ele, la toate am avut grețuri. Deci, hai cu mine. Încă o fetiță pe panou. La predicția cu numărul 3. Help, help, m-au năpădit meleurile. Fetele, vor să hrănească și bebelușul din burtică. Bebeleu delicios. Predicția cu numărul 4. Coșuri. Ce înseamnă asta? Mami are coșuri? Pentru asta trebuie să îmi admirați fața și să vă uitați cât de curată și de netedă este. Deci trebuie să fim atenți cu toții, să vedem dacă mami are coșuri pe față. Și să vă spun ceva. Se spune că fetițele urâțesc mămica pentru că ele trebuie să fie mai frumoase. Pe când băieții o înfrumusețează. Așa că dacă mami are coșuri, în burtă se află o fetiță. Dar dacă mami nu are coșuri, în burtă se află un băiețel. Da. Deci mami are un băiețel. N-ai coșuri. Nici eu nu văd. Nu am coșuri. Chiar înainte să rămân însărcinată, mi-au apărut pe față o grămadă de chestii. Și cum am rămas însărcinată, au dispărut. Perfect! Înseamnă că predicția cu numărul 4 e clară! Băiat! Avem un... băiețel! Și fetiță! Fetiță acolo! La coșuri! Băiețel! Scorul este... 2 la 2! La 2! E strâns scorul! Mai avem încă 6 predicții. Următoarea fiind... 5. Nu înțeleg, calendar chinezesc? Ce e aia? Nici eu nu știu. Am șters. Nu-i nimic, măruță. Repară Teo. Dar mami trebuie să ne explice ce înseamnă calendarul chinezesc în predicțiile aflării genului bebelușului. Așa că, mami, spune-ne despre ce e vorba. Tati, este un calendar chinezesc. De fapt, mai multe calendare chinezești. Unul e sub formă de tabel, la celălalt îți baci datele pe un site. Mara, adu-mi telefonul și să vedem ce ne spune calendarul chinezesc. Abia aștept să văd. Se spune că e cel mai precis calendar. Poate mai bine spuse, cea mai precisă predicție, mami. Nu, da, mami. E calendarul care oferă cea mai precisă predicție, că sunt multe calendare, da? Mami, cea mai precisă predicție este... ecograful la doctor. Păi știu, Mara, dar n-am hotărât că nu vrem să aflăm până la gender reveal party. Vrem, da, gender reveal party. Party! Party, facem party imediat. Trebuie să mai avem un pic de răbdare. Mai avem încă 5 predicții fără aceasta. Hai să vedem, mami. Calendar chinezesc sarcină. Avem calendarul aici, îl mărim. Trebuie să calculăm în funcție de luna concepției și vârsta mamei în momentul în care a rămas însărcinată. Iar mami are? 39 de ani. Punem luna mai. Fetiță. Fetița? Da. E prima dată. Am făcut de atâtea ori calendare chinezești. Și e prima dată când mi se fetiță. Înseamnă că e fetiță. Înseamnă că am intrat pe alt site. Fiecare calendar cu predicția lui. Dar e unul, uite, alt calendar. Tot calendarul chinezesc. Și aici la 39, luna mai, îmi dă băiat. Și acum ce facem? Avem și băiat și fată. Gemeni sigur n-avem. Băgăm altul. Există un calendar în care îți bagi direct datele. Și luăm în seamă pe acela. Da. Acesta este un calendar chinezesc în care se introduce data probabilă a nașterii viitorului bebeluș. Bebelușul se va naște, teoretic, pe 10 februarie. Așa că băgăm 10 februarie 2023. Și acum data mea de naștere. Căutăm aici anul, 83. Punem 6. Am băgat data bebelușului, data mea și acum apăsăm pe... ce o să avem? Băiețel! Teo s-a bucurat! Da, eu un băiat când aveam numai. Teo, dar nu faci parte din echipa noastră. Vrei să vii la noi? În echipă? Predicția cu numărul 5 e clară. Vom avea un băiețel. Un băiețel. Hai. Încă un băiețel pe panou. Așa că trecem la următoarea predicție de pe tabel. Teo, citește-l. Testul
Verighetei? Testul verighetei, îl știți? Nu. Noi îl știm. Eu nu. Mami, cum e? Păi, ne trebuie verigheta. Eu nu mai am. Nici eu. Nici eu. Dar venim cu ele acum. Nici eu. Nici eu. Aduc eu. Mers eu cu voi. Verghetele nu le mai purtăm pentru că au rămas mici. Eu cu mami sunt căsătorit de 13 ani, din 2009, și eram mici noi. Haideți! Gata, le-am găsit. Uite cum ce bine îmi vine. Dar pentru acest test avem nevoie și de un fir din părul mamei. Iar ce? Ce? Și? Dar nu ați cere! Nici gând! Hai! Hai, mami! Stai, stop! Un fir găsim pe spatele mamei. Hai, smuls! Asta că-ți dau eu! Hai, dă-ne tu, mami! Da, frate! Eu mă rog, uite! Nu! Briana, știutea! Uite cât ți-am dat aici, alege-l pe cel mai lung! Ia să vedem, ăsta e. Poftim, Mara? Așa... Chemov! Nici n-avea cum să aibă altă culoare. Hai cu vergheta, Mara! Eu trebuie să stau întinsă pe pat, cu pitica la vedere. Mai am verghetele pe bulic. Nu! O singură verghetă, pe care o vrei, mami? Pe a mea! Aia mai mică. Uite. Ele sunt la fel. Ia să vedeți, bebele, să vedeți de afară, ia. Ia să vedem. Hai, mami, poftim vergheta. Am ruginit. Așa. Bagă firul de păr. Și acum trebuie să vă detaliez predicția. Vom ridica vergheta deasupra burticii mamei. Lasă că ține. Iar dacă vergheta se va roti, înseamnă că e fetiță. Dacă se va pendula în față și în spate, e băiat. Deci... E fetiță! Se rotește în timp ce se pendulează? Nu. Doar se rotește. Serios? Da. Nu cred. Așa că dacă se rotește... E fetiță! Deci nu pendulează, mami. E clară! Uite cum se rotește! Nu cred! Ce verighetă e asta? Predicția asta ne-a spus, asta trece pe panou. Nu mișc eu. Hai, gata, fetelor, că se învârte, e clar. Cum? Hai, Bri, să punem fetița. Încercăm să punem și noi vergheta. Iar scorul este iarăși egal. 3 la 3. Următoarea. Sper să stau tot în pat, că deja îmi place. Vreau să văd dacă merge această predicție cu firul meu de păr. Da, unde-i vergheta în care? Să fac și eu. Ce faceți, fetelor? Să vreau pe burta mea. Nu se fac. Facem doar pe burta lui mami. Dar mami are bebeluș. Dar la mami face bebe. Nu merge cu firul tău de păr. Merge, se învârte un pic. Lăsă-mi, ne-am lămurit aici. Pe verighete scrie și data când v-ați căsătorit. Așa te scrie, stai. Pe asta scrie Costel. Iar pe vergheta mea scrie Cristiana. Așa se face. Da. Se vede? Și aici. 7, starea. Asta ce poate să însemne? Aici scrie obosită, relaxată. Cum e starea mamei pe parcursul sarcinii? Dacă starea lui mami e schimbătoare, înseamnă că este... fetiță! Dar ea, dacă este calmă și relaxată, e băiețel! Noi acum trebuie să ne aducem aminte cum a fost mami pe parcursul sarcinii. Relaxată sau agitată? De obicei agitată. Foarte agitată. Deci asta înseamnă că e... fetiță! Priviți cât de relaxată e acum! Mami! Da, tati? Cum te simți? Foarte relaxat. Aha! Dar noi trebuie să luăm în calcul pe toată perioada sarcinii, nu doar acum. Ce? Ce vrei să spui? Cum adică? Nu e în calcul faptul că sunt relaxată? Ce e asta? Voi râdeți de mine? Deci clar, mami, e fetiță. Sunt relaxată! Tu nu vezi că sunt relaxată?
Nu. Da, da, da. Numai că nu mă lăsați voi să mă relaxez. Nu e purtare. Încordează mușchiul aici când mă ridic. Relaxează-te, mami, relaxează-te. Atunci ce să trecem noi pe tabel? Băiețel sau fetiță? Am dat deja. Fetele au pus deja fetiță. Care e următoarea probă? Of, nu mi-ați luat în cal ceea ce am spus eu, că sunt relaxată, așa că am plecat. Mă duc să mă relaxez în altă parte, fără voi. Fără noi? Mami, mai avem 3 predicții. Linia neagră. Ne faceți voi. Linia neagră. Ce înseamnă asta? Și să mă lăsați în pace pentru că eu vreau să mă relaxez. Ce e asta? Ei, mami, stai. Tu ce faci? Acum mă relaxez eu. Și... ce bine e așa. Și eu. Teo, ce e asta? Linia neagră se referă la burtica lui mami. Deci trebuie să mergem să-i vedem linia neagră de pe burtică. Dacă este sub burtă, este fetiță. Dacă este deasupra, este băiat. Hai să vedem. De predicția asta n-am auzit niciodată. Voi ați auzit? Mă arătă melodia? Ia uite, fete. Hello! Căutăm linia neagră. N-ați auzit? Unde? Sub. Uite. Mie mi se pare că e mai mult dedesubt. Și eu văd dedesubt. Și deasupra? Da, da, este albă. Numai că se vede în anumite momente ale zilei. Până la sfârșitul sarcinii, credeți-mă că se negrește total. Wow. Așa am pățit la fiecare dintre voi. Deci asta înseamnă că e fetiță? Mă rog, superstițiile spun altceva. E fetiță dacă e numai până la buric. Dacă e peste, e băiat. Dacă ne luăm după superstiții, e băiat. Dacă ne luăm după... ceea ce s-a întâmplat până acum e fetiță. Ce luăm în calcul? Ceea ce vedem acum sau ceea ce urmează să fie? Ceea ce vedem acum. Și eu zic la fel, deci ar fi băiețel. Băiețel să fie. Să mergem jos. Știți că mai sunt și altele referitoare la culoarea pielii. Mă mir că nu sunt la voi pe listă. Ai răbdare, mami. Nu știi ce te așteaptă. Revenim imediat. Să mai punem un băiețel pe tabel. Și, 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 și ne-au mai rămas doar 2 predicții și în scurt timp vedem ce rezultat ne iese. Băiețel sau fetiță, voi ce ziceți? Lăsați-ne în comentarii și dați un mare like. Următoarea predicție. Îngrășatul tatălui. La mine se referă? Da, sus burta. Nu, așa sunt eu. Tu ești mereu gras. Ma! Trebuie să o întrebăm pe mami. Mami, ce zici? Predicția cu numărul 9 ne spune de îngrășatul tatălui. La ce se referă? Dar nu ultima vreme nu. Dacă te-ai îngrășat. Tati s-a îngrășat de când e mama însărcinată. Așa. Atunci mami va avea fetiță. Dacă tata a rămas la fel ca înainte. Dar dacă a mai slăbit? Sau dacă a slăbit, vom avea băiețel. Eu zic că a mai slăbit. Eu nu zic că te-ai îngrășat, dar ai rămas la fel. Asta înseamnă că... băiețel! Băiețel! Nu, vreau fetiță! Încă un băiețel! 5 băieți! 5 băieți și 4 fetițe! Scorul este foarte strâns. Avem ultima predicție, iar scorul este cel pe care îl vedeți. Eu o citesc! Ultima predicție, zice așa... culoare... dacă este deschis e băiat, dacă e închis e fetiță. Păi și ce vreți acum? Nu știu, mami, trebuie să faci predicția. Mami, du-te tu singura la baie și să nu tragi apa după ce faci pipi. Să puteam hotărâ dacă e culoarea deschisă sau închisă. Așa că, la baie, mami. Dar dacă nu vezi apă pe ea? Beau niște apă. Oricum, toate femeile însărcinate știu și poate să confirme asta. Femeia gravidă merge la baie foarte des. Noi știm asta. Pentru că bebe apasă pe vezică. Bebe e mare. Femeia gravidă are aciditate pentru că bebe apasă pe stomac. Nu cum spun superstițiile că îi crește părul. Dar asta chiar, cum de nu aveți pe listă? Păi stai, mami! Asta a fost prima etapă. Vom veni în episodul numărul 2
cu alte 10 predicții. Așa că, du-te repede, arată-ne ce zice a 10-a predicție, ca noi să vedem ce avem, băiețel sau fetiță. De data asta, dacă e nevoie, te servim și cu apă, mami. Mă descurc, dar parcă era vorba să merg singură la baie. Ei, asta este încă una dintre marile dileme ale mămicilor. Se poate duce o mămică singură la baie? De multe ori copiii vin după tine. Greu, dificil. Să fug repede și să închid ușa. Gata, mami se pregătește să iasă. Am ieșit, pot să vă spun și eu. Puteam să vă spun și fără să mă duc acum la baie. Dar dacă vreți, puteți verifica. Pare fuștu. Dacă e de culoare închisă, e fetiță. Dacă e de culoare deschisă, e băiețel. Ia, s-a dus Bri și cu Teo. Culoare închisă. Culoare închisă. Așa e, fetele au dreptate. E culoare închisă. Deci, e fetiță. De egalitate. Nu vine să cred. Mami, eu cred că mai trebuie să facem măcar o predicție. În plus, să vedem ce e, rămânem nedumeriți, eu vreau să aflu ce avem. Eu zic să aștepți până în episodul numărul 2. Poate atunci se reglează lucrurile și vom avea mai multe cădițe albastre sau mai multe cădițe roz. Bun, și rămânem așa, fără să aflăm? Puteți scrie voi în comentarii dacă vi s-a părut că am răspuns corect. Poate după forma burții unii zic că e fetiță și atunci balanța înclină către fetițe. Poate după pofte am băiețel, pentru că de obicei mi-e poftă de sărat, numai că acum au avut un miros atât de apetisant acele jeleuri, e foarte bun sub gust, încât m-au făcut să aleg dulcele. Adică fetiță. Da, dar dacă puneam sărat, se înclina balanța spre băiețel. Sau, tati, tu știi că unii zic că atunci când inelul se învârte, e băiat și nu fetiță? Exact, invers decât știm noi. Așa că sunt încurcate căile predicției. Voi scrieți-ne în comentarii, după calculul vostru, ce credeți că este fetiță sau băiețel? Am eu, uite, ce să scriu aici? Egală. Păi nu, pui așa. Pam, pam. I-am pus pe amândoi, fetiță și băiețel, și totuși nu sunt gemeni. Poate în episodul cu numărul 2 aflăm cu diferență detașată ce avem în burtică la mami. Dacă nu, așteptăm și episodul numărul 3. Sunt o grămadă de superstiții pe internet. Super! Dați like și share și nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, rămâneți aici aproape. Apropo, dați-ne și idei de nume. Aveți o grămadă de spațiu de desubt în comentarii. Pa, pa, pa! Pa, pa!